Orașul Aninoasa din Valea Jiului pare că își trăiește ultimele clipe. A devenit o localitate fantomă, un oraș mort, cum spun localnicii. După închiderea minei, în 2006, au urmat ani din ce în ce mai grei pentru localnici. În urmă cu ceva timp, a fost primul oraș din țară declarat în faliment. Cu ajutor guvernamental, autoritățile locale au depășit acest episod, dar viitorul nu arată deloc bine. Când a fost declarat oraș la finele anilor 80, Aninoasa avea peste 6.000 de locuitori. Acum, numărul localnicilor s-a înjumătățit. Tinerii au plecat în alte zone sau în străinătate, iar mulți vârstnici au trecut la cele veșnice. Locuințele degradate, lipsa locurilor de muncă și chiar dezinteresul autorităților sunt câteva motive pentru actuala situație. Domnul Mihai a lucrat la mină 25 de ani. Acum deplânge soarta Aninoasei și a locuitorilor. Mai sunt locuri de muncă. Locuri de muncă, nu s-au pus nimic, s-au închis mina, nu mai minerit, nu mai nimic. Zonă moartă, orașul e mort, inima orașului nu mai este, domnule. Pleacă tineretul, mai suntem bătrânii care mai câțiva și încep încet să se ducă. Rămâne orașul nimănui. Și Neion, care are acum peste 70 de ani, este lipsit de speranță. El spune că a lucrat de mic, are peste 28 de ani în mină. Subteran. Am 30 și ceva de ani lucrat. Deci cu a 20 o dat ei. A fost greu. Foarte greu. Din toată România pleacă. N-au locuri de muncă. Îi angajează, uite, vine cu ziarele, îi plătește, deci Kaufland, așa. Îi plătește, îi ține 3 luni, păpucii, nu le face carte de muncă, nimic. Asta e baiul la noi. N-ai viitor în țara noastră, nu ai viitor, n-ai o carte de muncă, nu-ți face nimeni, nimic, acum. Amândoi sunt pesimiști, nu mai au încredere în viitor. Ce viitor vedeți pentru Aninoasa? Nimic, nimic. Pute primăria, nici măcar un set de becuri nu pus pe bradul acolo, un set de becuri. Ești acolo, o groază de angajat, 75 de angajat au... La 1200 de persoane. Nu a făcut nimica. Nimic. Și îmi pare rău că e mureșan de-a meu acolo, primar. Să duc românii noștri, unii văd cu ochii numai să mănânce o bucată de pâine. Că aici nu se mai poate, n-ai ce învârti. Nu sunt locuri de muncă, ci iese foarte rău plătit. Și nu sunt locuri de muncă, nu s-o crea nimic. Că n-au închis mina, au promis conducătorii noștri că am avut că o fi marea și sarea, că pune în locul, s-o găsi locuri de muncă, că s-or face ceva. Nu s-a făcut nimic, ca în toată țara. Mai mult, o problemă mare a apărut după cutremurele din Gorj. În cartierul Colonie sunt blocuri vechi de 130 de ani, construite pe vremea Imperiului Austro-Ungar. Acolo locuiesc aproape 600 de oameni, din care 100 sunt copii. Blocurile se pot prăbuși oricând. Majoritatea locatarilor sunt săraci, nu au unde merge, așa că au rămas în blocurile groazei. N-am plecat, că deocamdată încă mai ține coloniile ăștia cât mai ține, dar pe nu știu până când. Că era vorba că se fac blocurile, se repară, dar da, se și construiesc altele. Da, da, dacă am să fac cam în timp, cum se spune. Și pe cât mai ține clădirea, am zis că totuși mai stăm aici. Mi cumpărată locuința văduvă din 2016, n-am soță singură, nu mă duc. Nu plec, indiferent ce se întâmplă. Sunteți legată de locul ăsta? Da, cum? Și am investit și noi și am cumpărat, că e cumpărata noastră proprietate. Dacă aș fi cu soțul, ar fi altfel, dar așa singur unde să plec, nu. Nu mă duc nicăieri. Nicăieri, că o simplă pensie de 1.000 de roni. Și cresc și doi nepoți, am crescut și doi nepoți. Unde să plec? Bărbatul e mort de 22 de ani. Mie n-are cine să mai facă viitor. Copiii la casele lor fiecare. Nu mi-e frică cum nu mi-a fost frică până acum. Alții au ales să trăiască în containerele aduse de autorități. Este greu și acolo, în câțiva metri pătrați. Nu vine frigul, dar ce să facem? Nu trebuie să acasă, dar eu nu mă pot duce. La mine plouă. Cum plouă în containerul ăsta, așa plouă și la mine acolo. Și n-am lemne, n-am nică. Cum să mă duc acasă? Nu e ca la tine acasă, să-ți părăsești tu domiciliul după 50 de ani de... Greu. Eu sunt în colonia de aproape 50 de ani. Și acum, după
o anumită vârstă, să-ți părăsești casa, să-ți lași toate lucrurile în casă, e greu, foarte greu. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu acelorlalți, poate reușim și ne mutăm înapoi. Facem cum putem, ce să facem, dacă nu e altă situație, asta e. Oamenii din Aninoasa spun că nu mai cred nicio vorbă. Speranța moare ultima.